Istoria ne povestește că romanii erau specialiști în pietruirea drumurilor, însă chiar dacă suntem în mileniul 3, nici noi, românii, nu suntem mai prejos. Numai în județul Giurgiu sunt zeci de drumuri care în loc de asfalt sunt dotate cu pietre, adică pietruite. Printre acestea și jumătate din drumul ce traversează comuna Gogoșari. Lumea merge înainte, apa curge la vale, iar drumul spre Gogoșari s-a asfaltat până la jumătatea satului. Doar un pic, apoi a stat. Fețele turiștilor s-au mai luminat. Mai nou, în Gogoșari, lumea care oftează după asfaltul mult așteptat, bagă de seamă cum se face trotuarul. Încet, dar sigur, chiar dacă sătenii nu prea înțeleg de ce le trebuie trotuare ca la oraș, dacă jumătate din drumul comunal a rămas de căruță. Ne aflăm în localitatea Gogoșari, o localitate tranzitată de foarte mulți turiști, pentru că miza este reprezentată de bălțile piscicole din zonă. O localitate care s-a pricopsit de anul trecut cu trotuare noi, dar care a rămas în continuare cu un drum pietruit vechi. Să mergi pe acest drum spre bălțile piscicole ale comunei sau spre cele din Rălești, Drăghiceanu sau Izvoru înseamnă ori o mare doză de curaj, ori o mașină mai bine dotată, ori o lași baltă și nu mai ajungi la gârlă. De când acest drum este așa cum este și ce șanse sunt să fie asfaltat? Da, acum de la 1 aprilie. Sperăm să nu fie păcălare de 1 aprilie. De câte vreme e așa drumul? Dacă nu știm. Dacă nu știm, așa. A zis, mi-a promis, ani de zile, ani de zile, cine a fost conducători, șef de stat, de ce a fost, ce, îl facem când n-a ajuns nici la ora actuală. De ce se spune că de la 1 aprilie se apucă de drum? E glumă, e păcăleală? Cred că e păcăleală. Ca să mai apare un bandit de la, când avea post el, știi, să-l bage pe undeva ca să mai facă niște șmecherii și ăla. Să mai fure și ăla. De când mă știu, de când m-am născut. Șanse... Nu cred să facă. De când ne minte, să face, a zis că se face la 1 aprilie, dar când? Nici acum nu a dat niciun semn. După cum se vede, la Gogoșari treaba cu asfaltarea drumului este incertă și, cum zice românul, dacă nu te ajută nimeni pe aici, pe aproape, apoi Dumnezeu cu mila. Dar până așa departe, am apelat la un personaj mai pământean. De când este drumul ăsta? De când arată așa cum arată? Și dacă sunt șanse să-l repare cineva? Eu sunt de 16 ani aici, așa l-am găsit. Mai mult n-am ce să vă spun. Sunt șanse să-l repare cineva? Nu știu. La data documentării noastre și în zilele ce au urmat, nu am reușit să stabilim un contact cu șefii primăriei Gogoșari, deși am încercat în mod repetat. În cele din urmă l-am prins telefonic pe viceprimarul comunei, care ne-a explicat că drumul ce traversează comuna aparține Consiliului Județean și că, cu voia domnului, licitația pentru modernizare s-a petrecut deja și, după cum se aude, prin aprilie, dar nu neapărat la 1, este posibil să se întâmple minunea. Vor reveni și sperăm că vom putea spune că pentru locuitorii din zonă, 1 aprilie vine cu asfalt, nu cu alte păcăleli.